Am urmărit cu atenție adevărata epopee a candidatorului Sorin Oprescu. Ceea ce m-a enervat cel mai mult au fost comentariile făcute de tot felul de așa zis analiști politici, majoritatea fiind pe statul de plată a unor moguli din presă, care dintr-o dată au descoperit omul negru din societatea românească. Omul negru este Sorin Oprescu. De aici am tras concluzia că dacă ești independent în viața politică, dacă ai opinii, dacă nu te lești mituit și dacă îți recunoști prieteniile și dușmăniile fără ipocrizie, atunci, în mod clar, comentatorii politici te vor declara incompetent, vândut, corupt și, de ce nu, susținut de forțe oculte. Îi urez succes lui Sorin Oprescu.